Jucăm bine 70 de minute, după care facem greșeli copilărești, adică greșeli de manual. Ok, s-a pierdut mingea în careul lor, să joci în terenul advers, să te surprinde pe o minge deschisă, în loc să te retragi. Sunt goluri de astea care pot fi evitate. Iar după aia, minutul 94, ăla prea la Tomlici în careu, fără să-l jenezi măcar, să întoarce, dă la poartă. De Nica Deci, acolo, era nu Nica în știu dacă directă. Nica era, și dacă era Nica, era Nica, dar nu se poate, bă, fratele meu, așa greșeli, mai ales în ultimele minute. Intrai în prelungiri, se juca, de să iei goluri, inadmisibil de luat de greșeli de astea copilărezi, zici că e prima oară unii dintre ei care au jucat. Devine frustrant ce vi se întâmplă pe final de partide. Păi normal, e pentru șir de morală. Îți dai seama că dai, muncești, ești aproape să te califici și din toate iei două goluri incredibile. Adică și în superioritate ai fost, deci să scapi ăla de la jumătatea terenului singur. Ce s-a întâmplat cu Filip? Nu știu ce s-a întâmplat. A avut o perioadă, săptămâna trecută nu s-a accidentat, a intrat, a zis că e ok, că altfel nu riscam să joc. S-a accidentat și a trebuit să-l schimb. Și acum cred că are ruptură musculară, cred că o lună e out. Vreau, da, sigur, v-am zis că sunt probleme de astea. Pe momentul de față, oricum, cred că am mai câștigat vreo 75 de minute, ne-am mișcat, dar e de muncă. Și au fost și problema cu jucătorii care au venit, vedeți că nu reușesc să joace două meciuri la rând. Și oboseală, și probleme, ușoare probleme, dar nu puteam să risc, ținând cont că pentru noi e important de campionat în situația în care suntem noi. Dar astăzi au avut șanse și alți jucători. Am jucat cu doi atacanți care i-am lăsat acum 4 ani și tot aici i-am găsit. Și n-au evoluat deloc. Și e greu și ei nu înțeleg că, băi, șansa ta, măcar să alergi, dar nici măcar nu aleargă, sunt tineri. Totuși, Dar nu zic ca un reproș, dar sunt niște constatări care n-am ce să fac. Și nu-i de mirare că aduc alți jucători. i-ați dat șansa lui Țâră, vreau să vă spun, și v-a răsplătit Bravo încrederea lui, până la urmă. așa vreau, asta e reacție. Bă, antrenorul, uite, nu s-a bazat pe mine, bă, m-a băgat și i-am arătat că se poate baza, asta vreau. Asta vreau. Și nu numai de la el, și de la ceilalți, că sunt mulți care plâng. Dar au șansa care o au acum și bine nu-mi demonstrează că mă pot baza pe ei. Ne-a spus că vor mai veni 3 jucători la început. Ar mai fi unul. Ne puteți spune despre cine e vorba, fundașul Nu, lateral? bă, normal, fundaș dreaptă, nu vedeți că n-am soluții. N-am soluții în partea dreaptă, în afară de Sorescu, care și el e mai mult ofensiv decât defensiv, nu am soluții. Și Cei cine e? care, poftim? Cine va fi? Nu știu, să vedeți. Deci de cei de care v-am spus, avem acordul lor, vor semna. Deci ăștia sunt sigur că vor veni. E nevoie, e nevoie. Bun, o să beneficiem și de pauza care vine pentru echipa națională. Și sunt sigur că putem să integrăm. Altă, cred că era situația, dacă puteam să-i folosesc pe cei 6 titulari care mi-au lipsit astăzi. Dar n-am avut ce să fac, nu pot să risc, nu e important pentru noi campionatul. Cam când credeți că o să o aduceți, domnule Redding, pe Dinamo să joace toate cele 90 de minute, să fie exact acolo sau aproape de acolo unde vă doriți dumneavoastră? V-am zis că din iarnă. Deci doar din iarnă, Deci nu, din nu iarnă, există până mai... atunci nu, n-ai cum, Așa de n-ai mare cum. e... N-ai, Nu știu... nu, nu că e de mare, dar sunt meciuri care se joacă, deci n-ai cum, nu poți să, eu știu, să treci peste niște etape. Cei care vin n-au mai jucat poate din mai, au nevoie de timp de să se adapteze. Și Michel l-am forțat că n-am avut alte soluții. Iară și la acest meci, diferența au făcut-o rezervele. La mine aveam numai tineret pe bancă. Vă mulțumim. Și eu. Da. Ce ar fi de comentat la ce spune Renic? E supărat, se vede că e supărat. Afară de asta. Nu poți să fii bucuros că pierzi calificarea. Vorbeam de momentele astea. Dacă avea și jucătorii care i-au odihnit, cred că Dinamo... Băi, da, aici nu prea e corect ce spune Renic, pentru că mă uit în partea cealaltă la FC Argeș. Păi Argeș și, au da. Avut mult mai puțin dintre titulari în primul 11 în seara asta, față de Dinamo. Cred că vreo 3 a avut Argeșul.
Dinamo a avut vreo 5. Chiar Redding spunea că i-au lipsit 6. Deci chestiunea asta cade din start. Din moment ce așa adversarul a avut mai puțini jucători. Cumva era chiar avantajat de situația asta. Da, a fost avantajat. Asta cade. Dar... Mai departe, el poate să aibă ca argument faptul că echipa e nepregătită fizic. Asta poate să aibă ca argument, cum au mai toți antrenorii care vin și preiau echipe și n-au rezultate imediate. Spunând, am găsit echipa praf din punct de vedere al pregătirii. Aici eu n-aș fi de acord cu niște lucruri. De ce? Un club serios trebuie să păstreze întotdeauna un preparator fizic sau poate, eu știu, doi, care aia să facă pregătirea și să continue și cu celălalt antrenor care vine, să știe exact poate ce a făcut. Poate că Renii chiar are dreptate când spune că echipa asta n-a fost pregătită fizic. Aici, nu știu cum stau lucrurile, dar aici poate avea dreptate. Dar când vine și spune că i-au lipsit 6 titulari și de asta nu s-a calificat, n-are dreptate pentru că adversarul... Și adversarul n-a folosit exact, n-a făcut foarte bine, spui tu, dar... El acuză jucători. E bine, chestiunea asta oricum e în general facerenică asta. Nu prea am înțeles exact ce spune la primul gol încasat. Ok, am pierdut mingea, trebuia să ne retragem. E o chestie generală pe care o spui, adică nu spune explicit. Da, și nu știu cum să facă să oprească acel contraatac. Să oprească, da, adică poate prin un faul, dar o să-l analizăm să vedem că era greu de făcut și faul la modul în care s-a desfășurat faza. Sigur că ar putea să facă torje, eram la început, când pierde mingea. La sută pe marcatorul golului lui Dinamo, țără. Concluzii. Bună seara, mulțumesc. Da, este... Nu știu câte meci în care luăm golul în minutul 90. Nu știu ce se întâmplă. Probabil este lipsa de concentrare sau... Nu pot să-mi explic. Eu cred că am făcut o a doua repriză bună. Părerea mea că am dominat în mare parte. După ce am marcat, am mai avut ocazii. Însă... Da, într-adevăr, au făcut și ei un meci bun, pot să spun. Noi trebuie să fim puțin mai atenți în apărare, să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut până acum și să câștigăm. Cătălin, cum a fost pentru tine, eu știu, faptul că Mircea Rednic te-a reprimit, ți-a dat o șansă și iată, astăzi i-ai răspătit încrederea, el chiar te lăuda după golul marcat? Da, într-adevăr, a fost puțin neplăcut pentru mine la început, mă așteptam să am mai multă încredere din partea dumnealui, însă totul este în regulă. Pentru că m-a primit la echipă, îi mulțumesc pe această cale. Este un antrenor foarte bun în România și nu numai, se știe că a făcut performanță unde a fost. Îi mulțumesc că m-a băgat în echipă, că sunt alături de băieți, că nu l-am făcut de râs și că am marcat. Te aștepți totuși de acum încolo să ți se dea mai mult credit, deși se anunță venirea unui alt atacant. Nu știu, te aștepți totuși după ce ai reușit să marchezi? Nu neapărat că mă aștept, concurența e binevenită, nu pot să vină 10 atacanți, cel care marchează și joacă bine, acela va fi în teren, cu siguranță, la domnul Rednic. Vedem, nu știu ce se va întâmpla, eu sunt pregătit, sunt gata să-mi ajut echipa, iar când domnul Rednic decide să mă bage în teren, fac treaba cât mai bine. Ar fi contat mult să fi fost și suporterii pentru voi astăzi? La fiecare meci ar conta să fie suporterii, știți foarte bine, fanii lui Dinamo sunt... Cei mai frumoși din România pentru mine, nu există alții și da, cu siguranță ne-ar fi ajutat mai mult. Mulțumesc. El s-a agăsat de șansa pe care a primit-o, a marcat. Nica, nu știu dacă a făcut-o, mai ales pentru faza aia de la golul 2. Da, într-adevăr, mie mi-a plăcut cum a jucat Țăra astăzi și mi-a plăcut cum a jucat Torje astăzi. Torje foarte bun. De fapt, Torje a fost bun și cu excepția acelei ultime faze din meciul cu Rapid, a fost foarte bun și atunci. Da. Și pare că au o simbioză Torje cu Țără, pentru că am văzut două sau trei situații în care cei doi au combinat foarte bine la gol, evident, e o pasă genială. Senza, cu tot cu preluare, chiar dacă el mai face exact, o preluare. Da. Exact, pasa e genială, după care a mai fost, i-a mai dat odată lui Țără, după care Țără i-a dat o pasă lui Torje. De altfel, că întrebai tu dacă rezultatul ar fi corect. După ocazii, n-ar fi corect. După ocazii, în cel mai rău caz pentru Dinamo, ar fi trebuit să se termine 90 de minute 1-1. Da. L-ascultăm pe Nica, fundașul dreapta lui Dinamo. Bună seara. Care ar fi, eu știu, concluziile, ideile după această întâlnire, care, ce iată, nu s-a terminat bine pentru voi? Da, din punctul meu de vedere a fost o primă repriză echilibrată. Cu toate că s-a jucat mai mult în jumătatea noastră, n-au avut foarte multe ocazii, cum nici noi n-am avut decât în șupe poartă. A doua repriză am intrat noi mai bine, am dominat meciul, puteam să înscriem, după ce am înscris simțeam că se mai poate, dar am pierdut foarte multe mingi în jumătatea terenului și
și au creat și ocazii de gol. Totuși, greșeli defensive incredibile. M-am uitat la faza primului gol plecat de la ei. Practic, din două pase au ajuns la finalizare. Nici nu știu dacă a vrut să dea pase. Bănuiesc că a vrut să dea tare. Nici așa s-a văzut în teren. A ajuns mingea între noi. Nu s-a mai putut face nimic în fața porții. Au dat gol. La fel și al doilea gol a fost. Asta voiam să te întreb. La final acolo ai fost la ultima. Implicat direct. Da. Mingea s-a dus foarte jos. O vedeam și când a căzut tot, țipa arbitru, fără faul, fără faul. Eu steam aproape de el că aveam galben, m-am oprit cât am putut să-i închid unghiul de șut. A reușit să tragă la poartă și din păcate am luat gol. Spune-ne cum simți tu, care-i imboldul de care aveți nevoie, să nu mai aveți aceste minute de coșmar pe final, practic. Pentru voi, meciurile pe final sunt... Da, din punctul meu de vedere, cred că trebuia să ținem un pic mai mult de minge, să nu ne hazardăm, să... Noi suntem singura echipă care nu ține de rezultat, nu trage de timp, jucăm fotbal și asta este în defavoarea noastră, se pare, pentru că atunci când avem avantaj nu știm să-l păstrăm. Cum a fost pentru tine să fii trimis din prima echipă, de la prima echipă și apoi, iată, Mircea Rednic îți dă încredere și chiar te introduce astăzi în locul lui Filip? Nu știu, pentru mine e normal, sunt jucător profesionist, când mă cheamă joc, când nu mă cheamă nu joc, e simplu, te antrenezi și când îți vine nu trebuie să joci bine. Ce ți-a spus Mircea Rednic? Nimic, ne-a zis că are în continuare încredere noi, că trebuie să demonstrăm, la fel ca toți ceilalți și din iarnă vom vedea. Din ce în ce mai anost arată fotbalul pe... Da, din păcate, asta, da. Asta friguț și... un pic și fără suporteri, parcă nu? Asta și vorbeam cu colegi, că e foarte trist fără suporteri, nici noi nu ne simțim cum ar trebui, pentru că pe noi, Dinamo, în primul rând, suporterii ne ajută foarte mult. Tu când vezi redresarea corabiei? Așa, cât eu văd deja un plus al echipei, văd deja seriozitatea de care avem nevoie și asta ține și, nu știu dacă e noroc, trebuie să fim puțin mai atenți, să fim o echipă mai omogenă în timp, pentru că noi am început mai greu, al antrenori schimbat și așa mai departe, dar din punctul meu de vedere se vede mâna lui Mircea, adică eu văd echipa asta în creștere. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da, l-am auzit pe Nica. E foarte interesant ce spune și am mai auzit din partea jucătorilor că arbitru, încercând să fie preventiv, le spune fără faul, fără faul. Mie nu mi se pare în regulă. De ce fără faul? Faci faul, e faul. Adică e treaba ta ca arbitru să spui să nu facă faul. Da, cred că așa sunt învățați de mici arbitri, că la toate eșaloanele observ lucrul ăsta. Sigur, înțeleg ce înseamnă prevenția, dar la un moment dat poate deveni chiar deranjant pentru jucători, mai ales în condițiile astea de pandemie, fără spectatori, când auzi totul foarte de aproape. Exact. Și... Mă rog, da, na, probabil că... Așa, adică nu probabil, sunt sigur că așa sunt învățați de mici. Fără fault, ia mâna, mai bine ar spune te văd, măcar atât. Da, adică, corect. Pentru că, de fapt, asta e informația pe care vor să o transmită. Că nu interesează pe arbitri dacă fac faul sau nu. Faci faul, ți-am dat penalti. Exact, nu contează. Eu, da. Cred că mesajul este, vezi că te văd ce faci. Sunt cu ochii pe tine. Cam ăsta e mesajul, ca jucătorul să știe că n-are scăpare. Că... Dacă face ceva neregulamentar, exact. N-are scăpare, da. Nu, dar te sperie. Nu mai atași cum trebuie mingea. Așa crezi? Văd eu lucrurile. Păi normal dacă ții pe arbitru... S-a întâmplat să ai arbitri de genul ăsta? Eu nu-i băgam în seamă. nu, să știi că înainte nu. Acum cred că în ultimul timp. Dar să știi că poate să te sperie. Bă, ce vrea arbitru? Dacă cumva mă duc mai aproape de ăsta, dă faul, cam așa ceva, stai să te gândești. La cum a spus-o Nica, așa s-a și păruț, speriat, da. S-a și scuze un pic, că din cauza ceea ce tot striga Hategan... Vezi că a venit mingea prea de sus. A venit prea de sus, că arbitru, că... Nocturna, cred că n-a fost... Da. Dar, a zis un lucru și sunt de acord cu el aici. O echipă care nu știe să păsteze un rezultat. Exact ceea ce spuneam eu, adică ai 1-0, știi cine ești, în ce condiție fizică te afli și tu stai să te prindă pe contraatac. Cu atâția, cu linia de fund la mijlocul terenului, asta mie mi se pare ciudat. Adică un antrenor cu atâta experiență cum e Rednic, să tolereze asta de la marginea terenului, mi se pare o eroare, mie. Și de asta spun că nu cred că e întâmplare. În meciul cu UTA... Ai avut 11 contra 10 o repriză, sau mai bine de o repriză, cât a fost? Mai bine de o repriză, cred. Și UTA a avut vreo 4 ocazii, la poarta ta. Iarăși mi se pare chestiune de antrenor. Ok,
putea să câștige meciul dacă Moldoveanu dădea gol la ratarea secolului, să zicem așa. Dar ceea ce rămâne pentru mine e faptul că o echipa în 11 permite adversarului în 10 să aibă 4 ocazii la poarta lui. Ceea ce e neregulă. Vedem golul pentru că tu mă uitam la portar, nu e bine să o respingi în lateral. Mai bine o respingea în centru. Că nu era nimeni acolo. primul gol al Argeșului. Pentru că, repet, e un contraatac senzațional, dar cred că are de tot și Nica prin ceea ce spune, că e și mult noroc aici. Pentru că aici se putea face fault, atât. În rest, n-ai ce să mai faci. Ce să asta faci. Este pasă sau el vrea să degajeze mingea? Cum vi se pare? Din câte văd adică vrea eu, să lovească mingea eu, din câte văd, cred că e pasă. Cred că e pasă, nu? Păi și se uită, da, că se uită dă atât de bine, că na, ca să dai tare acolo, dai un lung de linie, dai un covrig, așa. Dai altfel dacă dai tare, da. Da. Chiar a vrut să o bage acolo. Pasa este realmente senzațională, pentru că iată, el uite, se uită. S-a uitat și a dat-o, nu, dădea aici undeva, pe, o dădea pe tușă. Ce să faci? Nu, n-ai ce să faci. La genul ăsta de fază, n-ai ce să faci. Deci, atât de bine curge faza. Nică, el ajunge, dar nu, nu, făcea penalt. Da, era riscant. El ajunge târziu. Face, pentru că și Ișvan se bagă în fața lui, ceea ce exact trebuie normal, să facă. Ceea ce trebuie să faci. Da. Nu, mă uitam aici dacă după ce dă în ea aici, poți să faci undeva faul să rupe. Nu mai e, nu ai cum, păi de asta spuneam. Uite-te unde e mijlocașul central defensiv al Dinamo, da? Băiatul ăsta, Michel, sau cum îl cheamă, a dus acum nou, da? Deci în situația în care echipa ta e cu 1-0, da? Pe tabelă, ok, îți atacă 2-3 jucători, tu mijlocașul central te duci la pressing, uite-te unde e. Ah, de Espinoza, zici, da. De Espinoza, așa, da. Și ce atitudine are, da? În a opri balonul. Și lași practic toată linia defensivă, ți-o lași descoperită că tu te duci să faci acțiune de pressing în minutul 78 la 1-0 când tu de-abia stai în picioare, Espinoza. Că asta mi se pare că e condiția lui fizică în momentul ăsta. Așa pare, da. Și atunci nu te conservi, adică am înțeles că e un jucător cu experiență care a jucat, pe unde a jucat, nu știu pe unde. Din experiența asta, nu știi, bă, nu pot să alerg, stau în banca mea aici și l-aștept aici. Nu pot, că dacă a trecut de tine, deci de linia mijlocașului central, ia uite unde e. E clar că echipa ți-e descoperită, ți-e prinsă echipa și largă și îți vine atacanții adverși direct pe apărători. De asta spun că e o chestiune tactică, nu mai e de șansă sau neșansă în momentul ăsta. Finalizarea lui Ișvan nu e bună. Nu e bună. Bine, e bună că se marchează gol, dar nu lovește bine mingea. Ai văzut cum țopăie mingea? La un moment dat el și se duce. Dar uite cum țopăie mingea. Eșanu iese și ajunge prea aproape de portar, dar nu e bună execuția. A, și cred că mai sesizez ceva. Deși în situația în care am impresia că Dinamo era cu un jucător mai puțin pe teren la momentul ăsta. În prima parte a fazei, cred că Matei e pe margine. Să fi fost accidentat, să fie ieșit? Vedem. Cred că l-a reluat. Nu, pe direct, pe imagine. Ia să vedem aici, o să vadă. Aici, după ce dă pas, sau uite aici, pe la marginea terenului, vezi? E un jucător, nu cred că e jucător, cred că e Matei, nu? Ai dreptate, am numărat și eu. Și sunt 9 jucători de când? Sunt 9 jucători. Deci cu atât mai mult, într-o situație în care tu ai un jucător în afara terenului, păi tu te duci, lasă-l pe Torje și pe Țâră, lasă-i în față, văd ei ce fac pe acolo și toți ceilalți, Spinoza, retrage-te în momentul ăsta, nu te duci să mai faci pressing să te scoată din joc.